Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Cătălin Schipo și ne aflăm în parcul din fața teatrului Oleg Nagnovski. Aici se va organiza târgul de Crăciun din anul acesta. Stăm de vorbă cu Adrian Grecu. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Am înțeles că sunteți organizatorul de anul acesta al târgului. Spuneți-mi în primul rând pe ce suprafață se va întinde târgul. Tot parcul Oleg Nagnovski, tot perimetrul parcului, toate aleile parcului vor fi înțesate de căsuțe, de atracții pentru copii. Am văzut că sunt deja amplasate garduri. Este un circuit, se intră printr-o anumită parte, se iese. Cum este organizat? Avem 5 intrări. O intrare din Mircea, 3 intrări din Tomis și una dinspre sala sporturilor. Am pus acele garduri ca să putem crea un flux de intrare-ieșire ca să nu ne îngrămădim la intrare și la plecare. Am înțeles, ca să aveți un pic de cât control asupra ce se întâmplă aici, asupra mulțimii. Da. Am văzut că sunt multe căsuțe. Câte sunt și ce vom regăsi în ele? Sunt 37 de căsuțe. În ele vom regăsi decorațiuni pentru Crăciun, decorațiuni pentru casă, mâncare tradițională, băcănie, dulciuri, mâncare sărată, vin fiert, ciocolată caldă. Cam tot ce poți să-ți dorești. Cam tot ce poți să-ți dorești, da. În ceea ce privește distracțiile, dacă venim copiii, ce găsim aici? Păi găsim un carusel, cred că este cel mai frumos carusel din țară, pe două etaje. Găsim aceste tamponele, găsim un Crystal Palace, găsim un trenuleț, găsim un pirat. Avem de toate și pentru copii. Luminile văd că încă nu sunt aprinse, încă se lucrează, se fac ultimele retușuri și ultimele probe. Când se vor aprinde luminile? Mâine, la ora 18, le va aprinde domnul primar. Am înțeles. Și până atunci atrage stare să terminăm. Da. În regulă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Seara bună. La revedere. La revedere.